să respectăm măsurile de protecție. Vă rog, cei care aveți măștile să le puneți. Dacă nu aveți la intrare, puteți să le luați, să respectăm distanța socială de 1,5 metri între noi. Bine. Am primit acum de la Secretariatul Tehnic și prezența. Suntem în sală 30 din 37. Am înțeles că mai sunt 3-4 colegi care sunt pe drum, trebuie să sosească. Așa că, ședința fiind legal constituită, vă propun să începem ședința noastră ordinară a Consiliului Județean din luna iunie 2020. La ședința de astăzi au fost invitați directorii și directorii adjunți ai aparatului de specialitate care au legătură directă cu materialele de la ordinea de zi, de asemenea reprezentanții mass media, care le mulțumim pentru prezență și pentru faptul că ne putem face văzuți de toți locuitorii județului Bacău prin intermediul lor. Așadar, pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoare. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data 28 mai 2020. 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, valabil pentru perioada 1 ianuarie 2014 2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean cu modificările și completările ulterioare. 3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al Comunei Răcăciuni. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean, organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru perioada 1 iunie 31-12 2020. 5. Proiect de hotărâre pentru avizarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 2 din 2017, privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii spre finanțarea proiectului strategic intitulat Regiunea Nord-Est, Asaltiere Strategică 3, Neamț Bacău, DG907, de la limitul județ Neamț Traian, DN2F, limitul județ Vrancea, Podul Turcului, Zborul Pătheciului și DG249, Zborul Pătheciului, Secuie. 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunii Cleja, unui sector din drumul județean DG119, de la kilometru 16.500 până la kilometru 18.150, situat în intravilanul Comunii Cleja. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public județean de drumul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții la Biblioteca Județeană Constantin Curța Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 din hotărârea Consiliului Județean 92 din 2020. Privind declanșarea procedurii de expropiere a unui imobil de teren de proprietate privată, situat în ambasamentul lucrării de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Apostol Bacău, zona de protecție sistem ILS de categoria 2P, direcția 6. 13. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1154,50 metri pătrați din zona drumului județean de G119B, din Comuna Măgura și Comuna Mărțineni, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri în favoarea SCD-ul Gazprim S.A. 14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului înscris
în lista monumentului istoric cu denumire Așezare, în locul numit Siliște, situată în intravilanul localității Berejbița, la marginea nord-est a satului, pe terasa stângă a Părâului Berești, cod BCB00708. 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Bacău, în domeniul privat al acesteia, a bunului Pubelă Dunoi Menajer C3, din cadrul Spitalului Județean de Urgență, în vederea casă 16. Deci s-a completat ordinea de zi cu suplimentarea cu acest punct 16, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2020. 17, informare privind implementarea proiectului Eurodirect în anii între anii 2018 și 2019. Cum ați spus, vă supun la votul meu. Cine este pe aia? Mulțumesc. Nu s-o rog acum pe doamna secretară a județului, doamna Ienaide Nazară, să dea citire primului punct al ordinii sinteza procesului de lucru. Potrivit prevederilor codului administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 28.05.2020. Mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii zi se referă la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității programului de transport public de persoane prin servicii regulate. În acest sens, potrivit prevederilor legale, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, pentru prelungirea unor termene s-a modificat câteva acte normative, în sensul că, citesc, transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară până la data de 31.12.2021, în baza programului de transport județean și a licențelor aflate în vigoare la data publicării Monitorului Oficial al României, a legii 34/2020, privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 51/2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. Închei citatul. Este necesară, deci, prelungirea valabilității actualului program de transport de persoane, serviciile legate de trafic județean, până la 31 decembrie 2021. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității programului de transport, care a fost aprobat de către Consiliul Județean în 2012, în 187, cu completările ulterioare. Vă supun la vot prelungirea programului. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Nu sunt. Următorul punct se referă la trecerea unui imobil din domeniul public al județului, în domeniul public al comunei Răcăciune. Există solicitarea acestei treceri din domeniul public al județului în domeniul public al UAT Răcăciuni. E vorba de hotărârea Consiliului Local care ne-a fost transmis a Comunii Răcăciuni, bineînțeles. Consiliul Județean a aprobat darea în administrare către Consiliul Local Răcăciuni în 2013 a unor imobile aflate în domeniul public al județului, situate în Comuna Răcăciuni. E vorba de clădiri, birouri în suprafață de 46 de metri pătrați, o clădire baracă în suprafață de 82 de metri pătrați și teren construcție în suprafață de 6.353 de metri pătrați. Terenurile și construcții de la acele districte care se aflau în subordinea Serviciului Public Județean de drumuri și care, ulterior, după celelalte administrare, pe măsură ce autoritățile publice locale au identificat surse de finanțare și în funcție de nevoie de comunității, proiecte, ne-au solicitat să le și trecem din domeniul public al județului, domeniul public al comunei.
ținând cont că noi în bugetul nostru nu avem sume și nu este prevăzut conform legii sume pentru a conserva aceste bunuri. Ca atare, noi avem acum o solicitare de a trece, ele au fost în administrarea Consiliului Local Plăcăciun, de a trece din domeniul public al județului în domeniul public al Comunei Răcăciun. Imobilele, respectiv terenul, suprafață de 6300 și clădirea de birouri, este menționat în material că nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau alte cereri de restituire depuse în temeiul actelor normative. Ca atare, a fost supus și în Comisia de Specialitate spre analiză și aprobare proiectului de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului în domeniul public al Comunei Răcăciun. Există avizul de specialitate de la toate comisiile, de la Comisiile de Specialitate, aviz favorabil, spuneți. Dacă mai există vreo intervenție, dacă nu, vă supun spre aprobare, domn consilier Nechita. Dacă nu este microfon, vorbesc. Este microfon. E în spatele dumneavoastră. Puneți-vă bine masca. Mulțumesc. Puneți-vă masca. Mi se pare prea mare terenul, adică 6.000 de metri pătrați pentru ce să vreau să fac acolo, mi se pare prea mare. Și chiar Consiliul Județean, nu mai are nevoie de terenuri, nu mai are nevoie de nimic, dăm totul, nu mai păstrăm și pentru Consiliul Local. 6.000 de metri pătrați pentru o platformă unde se strângă niște deșeuri. Masca, vă rog, masca. O am la gură, eu vorbesc cu gura, nu puneți. Aceți la nas, că transmiteți și pe mulțumesc. Nas. Vreți să mă trebuie să uit sau ce? Nu, dar uitați nas. Nu mă uit, degeaba, nu mai insist, că nu uit. Deci mi se pare prea mare terenul, dăm în prosință clădirea cu, știu, 200 de metri pătrați pentru prea suficient pentru ce să vrea să facă acolo. Și mai păstrăm și pentru Consiliul Județean ceva terenul, să mai avem ce noi, chiar, fiind chiar așa să faci, da? Eu voi vota împotriva. Știți ce fel de teren este acolo? Ați fost acolo? Domnul Nechita, dumneavoastră, acum, de dragul de a face opoziție, știți foarte bine, de 30 de ani avem acolo, eu am spus, aparținut, e un teren pe care nu poți face mai nimic, pe lângă asta, pentru că au fost o bază și acolo era material bituminos, deci nu poți să-l pui în valoare. Și iată că a apărut această s-a identificat această nevoie în comunitate și comunitatea ar dori să facă ceva acolo, care, iarăși, tot ceea ce proiectul care vreau să-l implementeze acolo, sunt construcții ușoare al cântului. Iar de acolo, ca să lămurim lucrurile, va trece magistrala de gaze. Deci, oricum, nu are nicio valoare, nu putem face absolut nimic. Exact. Deci, este informația care am verificat-o ieri după Comisia de Specialitate. Da. Dacă mai ai nevoie de o precizare, o dăm. Deci, eu zic că vă dați seama că din moment ce până acum, din 30 de ani, am încercat, sigur, împreună cu autoritățile, dacă au identificat asta, de ce să nu venim în sprijinul comunităților. Foarte bine. Eu zic că este de apreciat că au găsit o soluție de a rezolva. E vorba de deșeuri imobiliare, electrocasnice. Bun. Deci, problema cu deșeurile, deci niciodată nu o să ajungă deșeuri acolo. Nu merg aia de la 10 km, cât are comuna, sau 5 sau 6 km, se depune deșeuri acolo. Dacă vrea domnul primar să facă o chestie bună, face platforme mici, în fiecare să duc, unii sigur, oamenii o să ducă deșeuri. Pentru că e aproape de el. Nu o să ducă cu tractorul, cu căruța, cum punea cineva din ședință, să ducă deșeurile la mama drăguță. Că n-are cum, n-are cu ce. Nu fiecare are tractor, domnul Răcăciun. Da? Dacă făceam 3 platforme, 5 platforme, fundul Răcăciunii, Ciucani, câte 100 de metri pătrați, sau e mult și 100 de metri e mult. Da? Era foarte bine. Dar să ducem într-un loc pentru așa ceva, eu mă gândesc la altceva. Mulțumesc frumos. Mă văd obligat să intervin pentru că domnul vicepreședinte, am avut o discuție în Comisia de Specialitate, în care i-am spus că, în primul rând, este o solicitare a primăriei. Pentru că fără acest teren, primăria nu poate accesa fonduri europene.
Asta se dorește acolo, accesa pentru bine comunități. Și doi, lumea nu poate fiecare să ducă căruța acolo, ci primăria va pune la dispoziție un utilaj care va colecta într-o anumită zi acele deșeuri. Dacă vreți să vă fac schițe, vă fac și schițe, domnule. Da, pentru bine dumneavoastră și a locuitorilor de Noi Căciuri. Stimate coleg, vă dați seama că orice proiect implementat, voi trebuie să respecte toate legislația viitoare, avizele instituțiilor, abilitații, deci... Vine să vă propunerea acum, pentru cel teren, ca să nu ținem așa, ca să avem noi inventarul nostru și să avem noi un bun. Dăm din euro 100 de metri pătrați clădirea care... Să mai facem și dezmembrare. Da, să nu credeți. Alți joacă. Propunerea pe care gândiți, nici măcar nu credeți. E pierdut, dar vorba nu aveți ce să spuneți. Deci există, acum facem discuție pentru că există avizul Comisiei de Specialitate. Da? Nu vă jignesc. Nu vă jignesc că acum apar la vezi de astfel de... Domnule Chita, sincer vă spun, vă respect vârsta, vă respect. Da, vă rog frumos. Vă rog frumos, pentru bine locuitorilor. Nu e ok. Nu e ok așa, fără să aveți un argument, fără să argumentați concret. Ce bine acolo? Acum... Să la par de mult din Consiliul Județean, să vorbiți cu noi. Domnule Chita, v-am ascultat punctul de vedere. Ați fost ieri prezent în Comisia de Specialitate, ați avut discuții și așa ați solicitat informații suplimentare. Domnul, aparatul de specialitate a fost deschis. A luat legătura cu conducerea primăriei de acolo. Am înțeles că ați discutat în direct și cu viceprimarul. Vi s-a explicat cam ce... Cu primarul. Deci... Eu cred că v-ați lămurit ieri în comisie. Acum să ridicăm aici... Vă rog frumos. Păcat. Dacă mai sunt trei intervenții pe tema asta, dacă nu... Vă rog. Păcat că sunteți de la acționer. Deci, întâmplarea face să fie de rătăciuni. Știu despre ce este vorba. Da. Și de pe terenul ăla de guvernare și o valoare acolo. O știu foarte, foarte bine. E o paradină care a rămas mult în Nigeria. Două părți stricate și alea. Iar dacă vrea cu mână să facă ceva, este foarte bine. Da. Sunt de rătăciuni, nu fac contra sau... Sunt, știu zona, știu... Locația așa este foarte bine să facă ceva, adică să rămână o paragină și să ducă lumea cu noi acolo. Mulțumim. Da. Da, cum mai este. Hai să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Două, trei abțineri. Da? Împotrivă. Deci, împotrivă. Una. Și două abține, da? Ok. Deci două abține și unul potrivit. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi, aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean, organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Le-ați discutat în Comisia de Specialitate. Conform strategiei în domeniul asistenței sociale aprobată de către Consiliul Județean, strategii care se corelează cu strategia de dezvoltare durabilă a județului, după obligația ca fiecare an, după aprobarea bugetului, în funcție de bugetul aprobat, să vină cu un plan de acțiune care, sigur, să regăsească obiectivele care sunt în atât în programul de implementare, programul operațional, care se găsește în strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale. Respectând aceste criterii, sigur că noi aprobăm acest plan de acțiune. Din păcate, bugetul direcției este afectat. Deci, de la guvern nu am primit bani decât până luna martie. Am alocat
ultima zi în care pot să-și ia salariile colegii de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului este data de 11 iulie. Există o rectificare făcută în Parlamentul României la inițiativa grupului parlamentar PSD, dar astăzi este ultima zi pe care președintele țării trebuie să o promulge. Este a 10-a zi. Aș fi așteptat la o rapiditate în a promulga și acel fapt puțin. Deci din ceea ce am văzut, dacă astăzi îl promulgă, mai sunt 14 milioane de lei care ar primi direcția, din 75 cât ar fi nevoie să funcționeze până la finalul anului. Deci încă 2 luni. Ținând cont și de sumele pe care noi le-am aprobat aici în bugetul Consiliului Județean și le-am luat cam de la secțiunea de dezvoltare și le-am dus către spitale și către Direcția de Asistență Socială în lupta pe COVID, așteptăm și sumele acelea să ne se întoarcă. Am făcut toate demersurile necesare, vreo de aproape 310 milioane de lei, ca să putem reîntrecepe cât posibil bugetul de unde l-am luat, că sunt afectate obiectivele de investiții în sensul ăsta. Bun. Deci cam astea sunt. Există avizul de specialitate. Asta aprobăm noi astăzi planul de acțiune a direcției. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Domnul Umbrărescu, vă rog. Domnul președinte, ieri în comisie, doamna director ne-a făcut o precizare în sensul că există sume de bani restante, mai ales de la municipiul Bacău. Eu cred că ar trebui impulsionate autoritățile locale să-și achite datoriile restante pe care le-au de prea mulți ani față de bugetul de GAPCS, tocmai pentru a veni cu servicii noi și a sprijini activitatea serviciului în bune funcțiuni. Da, există contracte încheiate cu toate OAT-urile de a susține activitatea în funcție de beneficiarii pe care îi au, având domiciliu pe raza OAT-urilor respective, a ceea ce am aprobat noi aici, în cotă parte de la caz la caz. La comune, la mic procent, la municipii, până la 50%. Veniturile se fac la bugetul Consiliului Județean. Consiliul Județean aprobă, nu aceste restanțe care sunt la nivelul Consiliului Județean prin serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Județean să urmăresc aceste sume care se întrece. Avem procese cu unele OAT-uri, le-am câștigat, banii, cei care sunt restanți pe anul acesta, sigur, probabil o să plătească să sunt urmărite aceste sume. Mulțumesc mult! Pentru intervenții, domnul Cauci. Vă rog microfonul. Fac un apel. Stați că aveți microfonul. Colegii care astăzi se află la guvernare, mă refer în mod deosebit la PNL, în sensul că să urce în teze. Situația este dramatică, ceea ce se întâmplă la protecția copilului cu finanțarea. Nu este, după câte am înțeles din ceea ce a spus domnul președinte, decât o treime, un sfert, nu mai bine zis, un sfert din necesarul asigurat. Început cu luna august, totul va fi în aer. Am rugăminte la dumneavoastră, stimați colegi, ca de altfel de multe ori ați făcut lucruri deosebite. Faceți și de data asta, apelați la domnia sa, domnul președinte Iohannis, să urgenteze acea finanțare, nu? Acea lege, care a fost propusă spre, eu știu, noroc. Da, e vorba de o rectificare, da, care a ajuns aprobată în Parlament. Să avem asigurată și luna august, fiind luni de concediu, de vacanță pentru copii, că aici nu sunt numai salariați, sunt și cei câteva mii de copii care au nevoie de sprijin din partea noastră. Vă mulțumesc mult de tot de înțelegere. Da, din păcate e dureros, dar suntem într-o situație în care ultimii, nu știu, 7-8 ani de zile n-am trăit-o, în care să nu avem asigurat măcar 10-11 luni să mai fac o rectificare undeva în octombrie. Așa eram obișnuit, să mai țin reglaje, să rămâi cu o asemenea domeniu nefinanțat
în condițiile în care, vedeți dumneavoastră, într-o perioadă destul de delicată de pandemie, în care ai nevoie de specialiști, asistenți sociali, de psihologi, de terapeuți, de sprijin, pe lângă serviciile specializate, trebuie să fii alături de primării, în comunitate și ați văzut în ce, pe principiul solidarității, cele 26 de organizații neguvernamentale, alături de DGSPC, cât de bine și frumos au gestionat la nivelul întregului județ. La nivelul întregului județ. Au fost peste 70 de OT-uri care au beneficiat. Am primit personal telefoane de sesizări de la diferite televiziuni în care le-am redirecționat și am primit în mai puțin de 24 de ore un feedback în care au fost sprijinite aceste, identificate și sprijinite aceste persoane. Ceea ce este de apreciat. Păcat că guvernul nu s-a arătat dispus la toate solicitările noastre, că sunt solicitări, apelul de disperare din februarie-martie, după aceea în mai, și din partea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene și a intervenit Parlamentul, dar suma este destul de mică, să știți. Și acea sumă o așteptăm să o promulge președintele țării ca să putem da salariile pe următoarele două luni și să vedem noi cum mai putem să îi ajutăm, pentru că sunt partea de cofinanțare, direcția are aproape 14 proiecte care sunt în diferite etape de derulare, ca să ne putem duce, într-adevăr, ceea ce este prins și în planul acesta de acțiune, cu serviciile cât mai aproape de comunitate. Asta este tendința de a crea locuințe protejate, de a discuta aici, pentru că avem centri mari, singurul centru mare care a rămas, dar s-au făcut eforturi unul de 15 ani și tot au fost scos etapizat, rămâne, într-adevăr, Răcăciunul și este în etapa de restructurare. Și trebuie să accelerăm această restructurare și să aducem aceste servicii la standardele pe care să le putem gestiona și să oferim servicii în funcție de tipul de handicap pe care îl are fiecare beneficiar. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare planul de acțiune, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. O abținere. Împotrivă. Deci cu abținere. A fost aprobat. Acum, următorul punct se referă tot la planul de acțiune, dar privind serviciile sociale la nivel local, adică la nivelul municipiului Bacău, a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, așa cum prevede legislația. Ea trebuie avizată, nu aprobată, de către Consiliul Județean, în baza raportului făcut de Direcția de Specialitate din subordinea Consiliului Județean. Așadar, în material ați văzut raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, privind planul de acțiune prezentat de către Consiliul Local și, sigur că, atributul nostru este dacă acest plan respectă liniile și obiectivele care sunt trecute în planul strategic municipal, sunt corelate cu strategia județeană în domeniul asistenței sociale și strategia de dezvoltare a județului și, sigur, dacă se încadrează în bugetul pe care îl a alocat municipalitatea. Deci noi astăzi doar avizăm acest plan de acțiune. Aprobarea este la nivelul municipiului. Dacă există avizul favorabil din partea Comisiei de Specialitate, dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. Abținere. O abținere. Două abținere. Două, da? Două abținere. Deci două abțineri, două Nechitaș și două Umbrărescu. Am să prezentăm domnului vicepreședinte Pravăț într-un proiect important pentru dezvoltarea județului. Vă rog, domnul. Vă supun atenție pe hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 2 din 2017,
privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțarea proiectului strategic intitulat Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț Bacău, DG207B, DG241 și DG241A. În contextul actualizării documentațiilor tehnico-economice a proiectului strategic anterior precizat, s-a modificat și valoarea acestea, care se ridică la suma de 185.768.175,48 lei, din care valoarea neeligibilă a proiectului de 6.579.355,38 lei, iar valoarea eligibilă a proiectului este de 179.188.820,10 lei. Pentru derularea în condiții optime a activităților proiectului și îndeplinirea integrală a obiectivelor, este imperios necesară actualizarea valorii totale a proiectului Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț Bacău, DG207D, DG141 și DG141A. În cadrul căruia județul Bacău, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare numărul 759 din 23 noiembrie 2017, a obținut finanțarea pentru proiectul menționat mai sus. Dacă sunt intervenții, dacă nu, domnule președinte, mă rog. Da. Da, mulțumesc, domnul Picii. Dacă sunt intervenții, dacă nu, aș vrea doar câteva precizări să fac în marginea acestui material, care noi astăzi actualizăm. S-au finalizat licitații, s-au finalizat evaluările, s-a obținut autorizații de construcție, s-a dat ordinul de începere pe toate cele trei tronsoane. Am avut și o întâlnire cu toți antreprenorii, proiectanții, supervizori, dirigenți de șantiere, pentru a discuta toate amănuntele legate de începerea execuției. Sunt în organizare acum de șantier. Sperăm în cel mai scurt timp să intre efectiv în operă și să fie atacate aceste trei persoane de către antreprenori. Sigur, așa cum prevede legislația și procedurile, nu mai știu ce tot sunt planul de trafic și așa mai departe. Deci, intrăm în linie dreaptă și sper să-i vedem pe constructori cât mai repede în exerciții funcționale. Deci, nu avem și din punctul ăsta de vedere, eu zic că este o veste nu bună, foarte bună. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate a fost aprobată actualizarea indicatorilor. Mergem mai departe. Am să rog tot pe domnul vicepreședinte din Prahoț. Vă spun atenție către reglările de aprobare privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Cleja a unui sector de drum din drumul județean, postul 19, de la kilometru 16+500 până la kilometru 18+150, situat în intravilanul Comunei Cleja. După cum bine ați citit și în referat, primarul Comunei Cleja, prin adresa 4484, ne-a cerut această porțiune pe o lungime de 1,650 km. Cu condiția de a avea până la recepția finală a lucrării. Vrea să intervin asupra unor codeți din zona drumului județean. Dacă sunt întrebări, dacă nu... Domnul Ușor. Vă rog. Am dorit la atașat la materialul care îl avem, că de fiecare dată ar fi necesară pentru o mănuntă mai bine cunoașterea zonei, o parte sau un extras din zona respectivă unde se fac lucrări. Ar fi foarte important, pentru că acolo are kilometrul de la 7+400, de exemplu, până la 32+325, este destul de greu ca să găsim noi. De aceea, de fiecare dată când avem astfel de propunere, ar fi indicat să avem o hartă pe segmentul respectiv pe care se fac lucrări sau care, în cazul nostru, acordăm
Știu eu, comunic legea, divorțația copilului. Mulțumesc. Mulțumesc și noi. De la drumuri este cineva? Nu, director. Notați-vă și sigur că nefiind familiarizat cu asemenea termeni tehnici, e bine să prezentați sau în comisia de specialitate să spuneți aceste informații. Da. Vă rog. Vă rog, spuneți la vot. Dacă mai sunt, dacă nu vă spun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Doamna director Sava, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mască, vă rog. Proiectul de hotărâre privind. Mască. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean de Drumul Bacău. Serviciul Public Județean de Drumul Bacău funcționează ca serviciu public sub ordinea Consiliului Județean Bacău. Înființat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 1 din 2002, în cadrul căreia a fost aprobat și regulamentul de organizare și funcționare, ca urmare a modificărilor legislative care vizează domeniul specific de activitatea serviciului, se impune revizuirea și actualizarea regulamentului. Având în vedere că și actuala structură organizatorică a fost aprobată prin hotărârea 135 din 2017, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, există avizul aprobarea Comisiei de Specialitate, vă spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Doamna director, următorul punct. Mulțumesc. Hotărârea privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău. Luna trecută, prin hotărârea Consiliului Județean numărul 104, a fost înființată unitatea de implementare proiecte și autorizarea sistemului de management integrat al deșeurilor. Deșeurilor, ca urmare a proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Bacău. Având în vedere noua structură, se impune modificarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate cu noile atribuții la acestui compartiment. Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportun inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Există avizul favorabil la Comisia de Specialitate, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Doamna director Sava. Hotărârea privind modificarea organigramei și a statului de funcție pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean are legătură tot cu unitatea de implementare a proiectelor și monitorizare în cadrul POIM 2014-2020. Această nouă structură, conform ghidului solicitantului, este necesară suplimentarea acestui compartiment cu două posturi, respectiv un expert achiziții și un expert financiar. Astfel, în proiectul de hotărâre s-a propus înființarea a două posturi, prin desființarea unui postul vacante din cadrul aparatului de specialitate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Da, doar m-a dat o singură precizare. Ele s-au discutat, cred că, și în comisie de specialitate. Aceste posturi le-am avut și în vechea unitate de implementare proiectului. În momentul în care s-a finalizat proiectul, a fost funcțional, automat am intrat în Consiliul Județean și a făcut această modificare. Noi acum pregătim o altă aplicație, vorba de alte proiecte, care vin să completeze toate eforturile făcute legate de sistemul de management integrat al deșeurilor. E vorba de servicii de calitate și de a îmbunătăți prin noi proiecte și pe a atrage noi fonduri. Vorba de o stație de tratare mecanico-biologică și de a achiziționa toate materialele necesare pentru o selectare selectivă și materialul reciclabil. Mulțumesc! Vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Doamna director, da. Și următorul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la Biblioteca Județeană Constantin Sforza Bacău. Această instituție a solicitat modificarea organigramei și a statului de funcție în sensul redistribuirii unui post de referent cu acordul titularului postului între compartimente. Această propunere făcându-se în condițiile menținerii aceluiași număr de 50 de posturi, între care 6 de conducere și 44 de execuție. Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dar nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Unanimitatea a fost aprobată. Următorul
punctelor din zi, vorba de modificarea anexei 2. S-au constatat unele erori cu privire la numele și prenumele proprietari. E vorba de anexa 2, lista proprietarilor a cărui imobile sunt afectate pe coridorul de expropiere și sumele individuale estimate de către expropriator aferent acestora. Legat de lucrarea noastră care am aprobat-o în Consiliul Județean și de proiectul nostru la amenajarea și dezvoltarea aeroportului internațional. E creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Enescu, zona de protecție și sistem ILS, categoria 2, pe direcția 16. Menționăm că suprafețele ce urmează a fi expropiate, precum și sumele individuale aferente acestora, rămân neschimbate. Ca atare, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea noastră 92/2020 privind declanșarea procedurilor de expropiere a unor imobile terenuri la lucrarea menționată mai sus la aeroportul internațional George Enescu Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Domnul vicepreședinte Bravăț, următorul punct, dreptul de uz. Punctul 13, spunem atenție, proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1154,50 m² din zona domnului județean de Jevostru nostru ECB, din comuna Mogra și comuna Mărgineni, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SRECE Delgaz VIP SRL. Prin nota de fundamentare transmisă la Consiliul Județean, Serviciul Public Județean de drumul Bacău a considerat necesar înțelegerea unui proiect de hotărâre privind construirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1154,50 m² din zona drumului județean DJ 119 CB din comuna Băgura și Mărgineni, în favoarea SC Belgaz Grid SA. Pe acest traseu se va realiza o lucrare ce constă în extinderea sistemului de distribuție de gaze naturale cu presiune redusă pe raza satelor Crihan și Dealul Mare din comuna Măgura, precum și a înlocuirii rețelei de gaze naturale cu presiune redusă ce traversează localitatea Pădurem din comuna Mărgineni pe sectorul de drum 119 CB prin amplasarea în subterană a conductei de alimentare gaze naturale de presiune redusă. Față de cele prezentate, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Avizul favorabil la comisie există. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului înscris în lista monumentului istoric cu denumirea Așezare, în locul numit Siriște, situat în extraordinar localității Berești-Bistrița, la marginea de nord-est a satului, pe terasa stânga râului Berești-Bistrița. Direcția Județeană pentru Cultură Bacău a transmis printr-o adresă înregistrată la Consiliul Județean înștiințarea privind intenția de vânzare a imobilului înscris în lista monumentului istoric cu denumirea Așezare, în locul numit Siriște, situat în extravilanul localității Berești-Bistrița, la marginea nord-est a satului, pe terasa lângă stângă a apărului Berești, pentru suma de 5.000 de lei. Înștiințarea privind intenția de vânzare este formulată de Grigoraș Constantin în calitate de proprietar, pentru care are intabulat dreptul de proprietate în cartea funciară. După cum rezultă din documentația înaintată de Direcția Județeană de Cultură, terenul arabil împrejmuit are suprafață de 3 mm², așa cum reiese din fișa cadastrală. Conform procedurilor și procedurilor prevăzute în legea privind protejarea monumentului istoric cu completările ulterioare, ne-a comunicat faptul că Direcția Județeană pentru Cultură nu își exerce dreptul de preemțiune asupra imobilului în cauză, urmând, sigur, prin această adresă să procedăm noi dacă există interes pentru
a ne exercita dreptul de preemțiune. Propunerea este de a exercita dreptul de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea acestui imobil. M-am interesat să văd dacă există vreun sit arheologic ceva acolo, îi porumb. E într-adevăr un gard sau, mă rog, e o fundație acolo și o împrejmuri numai într-o parte. Cum vrea să vândă, probabil acolo, sub, în, a fost găsit ceva vase, dar nu există niciun sit deocamdată acolo. Nu știu, asta este intenția. E posibil acum, neexercitând de noi, să meargă la Consiliul Local și Consiliul Local să aibă în vedere, eu știu, dacă există interes de a pune acolo valoare și să poate face ceva. Probabil o să discute cu specialiștii în domeniu. Există un aviz favorabil pentru neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea acestui imobil și vă supun spre aprobare. Există o intervenție, domnul Șoră. Având în vedere punctul de vedere a Direcției de Cultură, privind și vă citez, achiziționarea de către județul Bacău reprezintă un câștig pentru patrimoniul arheologic al județului Bacău. Acum, probabil, aici nu avem la material niciun punct de vedere al muzeului, acolo sunt specialiști în arheologie, și dacă există un inventar arheologic acolo, care pe noi să ne determine să dăm apoi favorabil sau nu. Dar, cunoscând și mergând mai departe ce spunea colegul meu, vis-a-vis de metri pătrați și de bogăția Consiliului Județean, recomand și propun pentru exercitarea drepturilor de proporțiune de către Consiliul Județean, având în vedere valoarea aproape simbolică, de 5.000 de lei. Ca și propunere. Deci da. Propunerea este pentru exercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliul Județean Bacău. Ok. Nu există această propunere. Probabil ați discutat-o și în Comisia de Specialitate. O să o punem la vot. N-am fost repartizat Comisiei de Cultură, ci a fost repartizat alte comisii de sport. O supunem la vot. În forma propusă, material pentru neexercitarea dreptului de preemțiune și propunerea colegului nostru, domnul Șova, pentru a ne exercita dreptul de preemțiune pentru acest imobil. Votăm acum forma de a respinge. Aceea votăm pentru a... Forma prezentată. Forma prezentată. Da. Forma prezentată. Vă supunem la vot forma prezentată. Cine este pentru? Cezar. Vă rog să numărați voturile. Domnul Tian, ați avut mâna ridicată. Încă o dată. Împotrivă? Mai ușor de împărat ce de împotrivă. Da. Și stă. Cine este împotriva? Exercitării. Neexercitării dreptului de preemțiune. Cine este împotrivă? Vă rog, numărați. Împotriva neexercitării. Exact, adică... Până 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, da? Încă o dată.
E și domnul Petrică Mihail acolo, în comuna sus, deci 11. Abțineri? Nici o abțineri. Deci 11 din? 34, 34. Deci s-a votat. Da? Exercitarea acum rămâne la latitudinea Consiliului Local la Berești. Să-și exercite dreptul de preențiune. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Bacău, în domeniul privat al acesteia, construcției pubele cu noi menajer CT din cadrul Spitalului Județean de Urgență în vederea casei. Bunul respectiv, pubele cu noi menajer, este atestat ca atare printr-o hotărâre din guvern privind atestat domeniul public al acesteia, precum și al municipiilor. Având în vedere recomandările proiectului nostru de organizare a execuției lucrărilor, precizări cu privire la accesuri și împrejmări, se impune eliberarea zonei de acces, fapt ce se poate realiza prin casarea bunului pubelă cu noi menajer, potrivit fișei mijlocului fix, valoarea de inventar fiind de 3,20 lei. Vă propun aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău, domeniul privat al acestui bun, pubelă cu noi menajer, din cadrul Spitalului Județean de Urgență, în vederea casării și îl supun spre adoptare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Acum, la punctul 16, să-i dau cuvântul doamnei director, dacă îi dați și microfonul, doamna director Mitrea, privind această rectificare a bugetului, o sinteză. Vă rog, doamna director. Mulțumesc. Este vorba de rectificarea bugetului județului ca urmare a majorării veniturilor din subvenții pentru finanțarea studentelor de risc pentru personalul medico-sanitar la Spitalul Județean de Urgență și, de asemenea, rectificarea bugetului DGASPC Bacău la solicitarea acestora ca urmare a încheierii a 4 contracte de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Influențele pe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare sunt prezentate în anexele la proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc, stimați colegi. Vă doresc o zi bună. Sănătate! Stai. Mai avem o informare. Domnul director Botez, da, este o informare la ceea ce am solicitat. Colegii noștri. Cine? Domnul Marcu, da? Ne-a solicitat o informare privind activitățile derulate 2018 și 2019 prin Eurodirect, în care noi am finanțat o parte din activitățile acestor proiecte în colaborare cu Universitatea Vasile Alexandrei. Domnul director Botez, vă rog. Mulțumesc. Am făcut un scurt raport de evaluare a proiectelor pentru anii 2018-2019. Nu o să intru în detalii foarte mult având în vedere care aveți la mapă, inclusiv un PowerPoint care o să ruleze. De asemenea, și atât PowerPoint-ul cât și prezentările le-ați avut la mapă. Pe scurt, pentru anul 2019, prima activitate și care a fost una dintre cele mai importante a fost dialoguri pe teme europene cu cetățenii bălcăuani. Pentru fiecare dialog în parte, la pagina numărul 3, aveți defalcate publicul țintă, participanți și fiecare temă a dialogului. De asemenea, au fost workshop-uri pe diferite teme, școli de vară, iar în 2018, fiindcă a fost anul european al patrimoniului cultural, a fost marcat în ziua de 24 iunie printr-un eveniment.
Cel mai important eveniment care a avut loc în 2018, consider că a fost cel la care a participat doamna comisar european Corina Crețu, împreună cu doamna ministru Rovana Plumb, privind dialogurile cetățenești. Evenimentul a avut loc în aula în cadrul Universității Vasile Alexandrii. Ca și participanți, undeva la aproximativ 200 de persoane, ori să le și imagini pe, de la respectivul eveniment pe PowerPoint. Pentru anul 2019, la fel, toate activitățile au fost duse la bun sfârșit. Principalele activități le aveți pe prima pagină. Aș vrea să subliniez cooperarea activă cu alte centre de informare Eurodirect, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Pe parcursul anului 2019 a fost continuat schimbul de bune practici cu centre din regiunea Moldovei. A fost participare activă la manifestările sub semnul sezonului cultural România-Franța 2019, printre care și proiectul Consiliului Județean Dialog Francofon Vector de Comunicare Interculturală. Celelalte evenimente diferite, din nou, acest dialog cu cetățenii care se repeta an de an, însă pe diferite teme, bineînțeles teme europene. Iar ca și număr de participanți, cel mai mult a avut și cel mai mare succes a avut concursul de dezbatere academice Eu aleg Europa. Cam atât pe scurt, dacă mai sunt întrebări sau dacă ar trebui o prezentare mai largă, cu mare plăcere. Da, o finanțarea noastră destul de neapărat consistentă, deci cu bani puțini și cu un impact extraordinar de mare la nivelul comunităților și un adevărat, prin diferite activități, un adevărat ambasador al Bacăului și al României. Domnul Gautiș, vă rog. În primul rând, dacă ai ce prezent, ai material, ai de unde, ai materie primă, sigur poți să te joci cu, să prezinți un material de informativ deosebit. Este un material făcut de o echipă de profesioniști, eu îi felicit. E adevărat, am avut ocazia, așa fugitiv, să văd și acum eu două săptămâni, că se lucra la el, deci era în perioada de incubație. Acest material prezentat nou astăzi și felicit echipa încă o dată, cu multe succese și informarea de la anul ce vine să fie cel puțin la nivelul celei de astăzi. Încă o dată felicitări. Să trăiți! Domnul Mihail? Dacă aveți aici? Da, nu-ți mai am vreo. Păi n-avem divers. N-avem divers. Mulțumesc. Eu nu aveți cu zonă sanitare, poate. Nu o propoziție. Ca membru a Comisiei de Sănătate. Păi, ați fost chiar în Comisia de Sănătate. Da, am primit o sesizare de la un medic din Bacău, înclin să cred că ceea ce mi-a spus este realitatea. E o situație absolut inacceptabilă la Spitalul de Pneumofiziologie, Spitalul TBC. E adevărat, e aflat în administrarea primăriei, dar ceea ce se întâmplă acolo, dacă lucrurile se confirmă, este foarte grav. Despre ce e vorba, toată lumea a fost de acord că am trecut printr-o perioadă foarte grea, am avut niște eroi, bine spus, subscriu la acest termen, eroi reprezentați de medici și asistenți și tot personalul medical, care au fost în linia întâi, sunt în continuare în linia întâi și pentru care și noi am aprobat anumite compensații. Se pare că la Spitalul TBC, medicii, asistenții și infirmierele de la dispensarul Spitalului TBC nu au fost trecuți pe lista de compensație. Și mai mult, cei de la birouri, în frunte cu managerul, sunt trecuți pe lista de compensație. Dacă lucrurile se confirmă, e foarte grav și cineva trebuie să răspundă pentru asta. Mulțumesc. Domnul Mihail, eu vă propun să verificați informațiile și să luați legătura cu cei de la DSP, la Primăria Municipiului și... Dumneavoastră știți ce greu să obțin informații de la Primăria Bacău.
Nu trebuie vreo două luni să obținem. Aveți... Deci ce sperte, domnul Cucerescu? Sunteți foarte bun. Domnul Mihail, aveți colegi care sunt consilieri locali. Cum să obțineți greu informațiile? Nu, nu. Ați primit aseară informația, vă rog, verificați-o. Da? Sigur. Bun. Vă mulțumesc mult. O zi bună. Thank you.